Cezar, o zi grea pentru tine. Ce s-a întâmplat astăzi și ce ai de reproșat, dacă ești supărat, dacă te simți puțin nedreptățit? Simt că a fost un meci dificil pentru mine. Un adversar foarte solid, care mi-a pus probleme. Într-adevăr, a reușit să joace la alt nivel față de mine și lucrul acesta s-a văzut. A reușit să salvezi foarte multe mingi de break. Psihicul tău a fost la un nivel ridicat. Ce ți-a lipsit astăzi? Am salvat multe mingi de break deoarece ajungeam în postura să îi le ofer. Așa că aș spune în primul rând că serviciul a lăsat un pic de dorit și din cauza aceasta nu am reușit să stau lângă el, să-i pun probleme cu adevărat. Și într-adevăr am avut de salvat câteva mingi de break. Însă acest lucru s-a văzut pe parcursul game-urilor. Foarte cald aici la Iași, te-a deranjat? A fost un dezavantaj pentru tine? Căldura întotdeauna este dificil de abordat. Am simțit că umiditatea a contribuit în plus la, mă rog, la greutatea meciului. Dar până la urmă și adversarul meu a jucat în aceleași condiții și cel care a fost mai bine din punct de vedere fizic a reușit să câștige. Sper că acest rezultat nu o să-ți schimbe impresia bună pe care o ai despre Concordia Open. Cum ți se pare ediția din acest an? Ediția din acest an m-a lăsat plăcut surprins. Organizatorii, domnul director, au reușit să facă o treabă grozavă cu turneul. Le mulțumesc din nou pe această cale pentru faptul că mi-am oferit încrederea de a juca aici. Este un turneu special pentru mine, acasă, unde publicul a reușit să vadă niște meciuri de calitate și sigur va vedea în continuare. Însă, da, îmi pare rău că nu am reușit să fac mai mult de această dată aici. Ești acasă, cum ai și spus, ai avut în tribune suporteri mai mult decât de obicei? Da, la turneile la care joc eu nu prea vin atât de mulți suporteri. Pot să spun că lucrul ăsta m-a ajutat. A fost special pentru mine să joc aici. Și sunt sigur că și ei se bucură să vadă tenis de înalt nivel. Și un mesaj pentru românii care au rămas în turneu, pe tabloul de simplu? Îi felicit pentru că au reușit să treacă de primul tur și le urez succes pentru că sunt sigur că au calitățile necesare să ajungă în fazele înaintate din competiție. Deși tu îți dorești ca și noi să câștigem român. Sigur. Din partea mea, cu cât românii reușesc să facă un rezultat mai bun, cu atât e mai bine pentru noi ca țară, ca și jucători. Desigur, ne motivează și pe noi ceilalți, așa că îmi doresc să facă cât mai bine, sigur. Mulțumesc mult și mult succes în continuare. Mulțumesc.